Scandalul a pornit pe mai multe grupuri de pe Facebook, pentru că sute de mămici din toată țara au fost înșelate online după ce au dat curs unor oferte de nerefuzat la scutece pentru copii și detergenți. Femeile revoltate arată cu degetul spre Ecaterina Mihaela Gurbet din Gorj și Ionela Muntean din Călăraș. Cu ajutorul mai multor colaboratori, cele două au pus pe picioare această afacere profitabilă. Sumele virate în contul celor două escroace sunt uriașe, iar mămicile caută acum să-și facă dreptate. Comandă din 9 mai. Cu livrarea care trebuia să fie august-septembrie, nu se știa o dată sigură. Da. Și în urma comenzii care am făcut-o, am participat și la o tombolă, la care am câștigat tămpări și șervețele pentru un an, adică cât un bag din cel mare și 10 pachetele de șervețele umede pe lună, care ar fi trebuit să livreze în 10 zile, care nici până acum nu le-am primit. Am plătit o comandă, de fapt o comandă, mai multe comenzi. Am făcut prima dată pentru mine, apoi pentru o cumnată de-a mea care așa are un bebeluș, după aia pentru un copilul care are gemeni, că na, am zis, bă, dacă am făcut pentru mine, stai să ajut și pe altele, că așa sunt eu, binefăcătoare. Uh-huh. Și bineînțeles că nu am primit nimic, nici banii, și eu de fapt am cerut banii de acum 2 săptămâni. Am fost la poliție, am să depun plângere și astea, când au auzit de, eu am 20 de milioane de recuperat, voi femeia de aceea a avut în cap. Da. Doamne, credeți-mă că eu merg până în pânzele albe. Deci am auzit sume exorbitante de 830 de milioane, deci nu-mi vine să cred. Femeia clar a cumpărat pentru un magazin, pentru o afacere, pentru o firmă, ce-o fi cumpărat. Când au văzut că gluma se îngroașă, colaboratoarele s-au retras rând pe rând. Trasă la răspundere de clientele păgubite, Ecaterina Gurbet a încetat să le mai răspundă. Doamna Ecaterina, ultima oară mi-a răspuns ieri dimineață, când i-am spus că colaboratoarea ei cu care colaboram eu, Dorina Stoica, s-a retras și am întrebat pe cine trebuie să întreb de azi înainte de comanda mea și a spus că cu ea direct. De atunci n-am mai răspuns absolut nimic. Eu am luat comanda de la, adică prin Alina Lascu, care lucra pentru Ecaterina, dar i-am lăsat mesaje și Ecaterinei, de niciodată nu am primit răspuns de la ea. Pe grupuri au fost postate și imagini cu sumele virate în contul celor două femei, Ionela și Ecaterina. Singura soluție a mămicilor ajunse la limita răbdării a fost să meargă la poliție pentru a depune plângere împotriva celor care le-au păcălit. A fost creată chiar și o petiție online. A văzut că mai sunt persoane care au mai făcut online. Probabil că le este frică și chiar văd că mai înainte că ce doamnă că mi-a stricat planurile, că eu am primit lapte comanda de Pampers și acum am primit banii pe lapte praf. Deci sunt încă naivi care încă așteaptă. Persoanele mai sceptice au recunoscut că au fost și ele tentate să cumpere de pe internet, deoarece prețurile erau mult mai mici decât în magazine, dar s-au gândit de două ori înainte să placeze comanda. Dacă aș cumpăra, nu știu, prefer firmele consacrate. Mai bine mergeți la un supermarket sau la un magazin? Categoric, categoric, da. Riscurile achiziționării de pe internet a unui produs. Din câte știu, copiii mei nu prea cumpără nimic după internet, merg în supermarketuri, în magazine. Asta ar fi cel mai indicat. Da, da. În ceea ce privește, dar nu i-aș fi auzit vreodată că ar fi cumpărat după internet, să facă comandă sau asta. Ecaterina Gurbet nu a putut fi contactată telefonic pentru a oferi un punct de vedere legat de această situație. Imediat, femeia și-a șters și contul de pe Facebook.